jucat noi la Rădăuți, parcă a fost în oglindă meciul. În prelungire, în ambele, au pus-o pe var. Numai că la noi au ratat. Astăzi, 14 aprilie 2023, de vinerea mare, este programată etapa a treia a play-off-ului seriei Ligii a treia. De aici, de pe stadionul Constantin Anghelache, urmărim împreună meciul CSM Băcău, Foresta Suceava. Noi suntem Daniel Vatamanu, Dănuț Chidoveț și Ionuț Chipor. Vă salutăm pe toți. Bine ați venit de la fotbalul spectacol. Da, trebuie să zici, Chido, tu sloganul meu de până acum. Un absent de mare din echipa noastră, Dinu Zare, rămas acasă. Da, Dinu a rămas din motive medicale, acasă este indisponibil pentru meciul de astăzi, da? Deci avem, din prima avem un indisponibil pe Dinu. Și noi suntem aici, Dani la instrumente și noi la voce, cum s-ar spune. În altă formație, dar la fel transmitem pentru voi meciul Forestei. Da, am schimbat un pic canalul pe care transmitem. Azi suntem pe Gazeta SV, o să revenim. Promitem începând cu etapa viitoare pe stirsuceava.net. Important că puteți urmări meciul de aici de la Bacău. O să vă dăm imediat citire și celor două garnituri de start. Schip, cu ce preferi să începi? Începe tu cu gazdele, echipa. Încep cu gazdele. Echipa adversă. Gazdele în, nu știu, culoarea asta, cum se zice, în turcoaz, în partea dreaptă a ecranului. Au început cu Gros, Adăscaliței, Strat, Ursu, Alexandrescu, Asofii, Aeroaie, Sahru, Corban, Zaharia și Buterski. Antrenor deja cunoscutul Cristi Popovici. Pe banca de rezerve regăsim la Băcăuani pe Câmpianu, Antac, Mocanu, Cozma, Săvoaia, Priboi, Șchiopu, Popa și Horvat. Dacă i-ai botezat Chido pe vreunul dintre ei, încă mai ai timp să le dai un miel. Da, da. Este timp să fie gătit până la masă de Paște. Ar trebui să-i dea delegatul gazdelor, că nu are un scris tocmai caligrafic. Da, păi, probabil a făcut intenționat să te încurci tu. Haideți să spunem și oaspeții de astăzi. Așadar, Foresta Suceava începe în următoarea formulă. Toma Niga, Cătălin Grosu, Ștefan Cană, Marian Botezatu, Șerban Nițu, Samson Izogu, Ilie Marian, Marius Filip, Vlad Codău, Cornel Căinar și Cica Odoh. Rezerve sunt Cuciureanu, Tănasă, Martin, Hagiu, Ionescu, Nechita, Muntean, David și Nedbai. Capitan este Toma Niga, antrenor Dorin Goian, antrenor secund Ovidiu Bosancu, antrenor portarii Vasile Prisacă. Să menționăm că
Sunt doi accidentați în echipa Forestei, fundașii centrali, titulari de drept Makongo și Cimbru. Și în primul 11 mai apare în banda stângă, cred, sau într-una din benzi, Vlad Codău. Și să menționăm că pe banca de rezerve îl mai avem și pe Tănase revenit, după cum pare, după accidentare. Îi urăm sănătate și să se ferească de accidentări în continuare. Da, să-l vedem în forma din amicale. S-a descurcat până în momentul accidentării foarte bine partidele amicale. Va fi o aruncare, n-a mai fost o aruncare lungă a lui Samson. Chido, pot să ne spui și brigada de arbitri partidei ca să terminăm cu prezentările? Da, partida de astăzi de la Bacău e condusă la centru de Valentin Porumbel din Oltenița, ajutat la cele două mari de bucureștieni, Mihăiță Necula și Alexandru Murariu, observator de arbitri Bogdan Zanfirescu din Botoșani, observator de joc, de asemenea un botoșanean, e vorba de Ilie Andrici. Ne deranjează aici, cred că doi bondari. Da, trag la tine, că ai bomboane la tine. De asta, da, cred că putem să zicem și clasamentul înaintea acestei etape. Pe primul loc, Foresta Suceava cu 46 de puncte, pe 2 Ceahlăul cu 37, pe 3 CSM Bucovina Rădăuți cu 37 de puncte și pe ultimul loc din această grupă de play-off, CSM Bacău, adversara noastră de astăzi, cu 36 de puncte. Să menționăm că mai este un meci în play-off-ul acestei serii și anume la Rădăuți. Este un meci pe viață și pe moarte, după cum s-a anunțat acolo, Bucovina Rădăuți cu Ceahlăul Piatra Neamț în lupta pentru locul 2, ce duce la barajul de promovare în Liga a doua. De menționat că cealaltă echipă suceveană și Omus Fălticeni stă în această rundă în play-out, acolo unde sunt ei îngrenați în partea a doua a campionatului. A mai avut Dante chef să joace în a doua parte a sezonului. În fine, o centrare a lui Samson, respinsă de defensiva gazdelor. Da, să spunem și cotele la pariuri. Asta era cel mai important. Cel puțin cele de dimineață, când le-am scos eu, CSM Bacău are o cotă de 3 și 15 pentru o eventuală victorie. Foresta cotată ca și favorită cu 2, iar un eventual rezultat de egalitate are o cotă de 3-40. Da, personal nu mă așteptam să fie favorită, să aibă o cotă atât de mică Foresta. Nu o văd clar favorită în acest meci. Preconizez că va fi un meci destul de greu pentru Foresta, care nu a început tocmai bine play-off-ul. Chiar dacă este pe primul loc, în continuare la 9 puncte față de locul 2, nu va fi chiar ușor, va fi chiar un galop de sănătate și va trebui să muncească Foresta pentru a trebui că Suceveni s-ar mulțumea toate... și cu un rezultat de egalitate să nu fie Da, ai un pronostic, Chido? 1-1, ca să... Pentru cine? Ca să fim la fel ca și ultimul rezultat direct între cele două echipe, înregistrat în ultima etapă anul trecut. Am fost aici, l-am transmis. Da, țin minte doar că era foarte frig și n-am avut destul antigel. Da, s-a marcat, ne arată cineva, s-a marcat la Rădăuți. Ceahlăul conduce cu 1-0. Da, de vreme. Gol marcat încă de minutul 2 la Rădăuți, Alex Anton, autorul golului. Da, interesant rezultat. Acolo, după cum vă spuneam, este un meci foarte important pentru ierarhia finală, zic eu. Chiar dacă este de vreme, va fi un meci important. Cine câștigă acolo se poate distanța de echipa adversă și poate lua opțiune bună pentru locul 2. Da. Vă salutăm pe toți de pe chat. Este și Dino acolo. Ne salută, te salutăm, Dino, în sănătoșire gramnică. Pune și el un pronostic, 1-0 pentru Foresta, așa să fie. Cristian ne spune că nu ne auzim bine. Da, să ne mai spuneți dacă sunt ceva probleme tehnice. Sunt probleme, da, cu transmisiunea.
Așa, o să mai urmărim ce scrieți voi pe acolo. Ne întreabă, apropo de comentarii, ne întreabă Platon unde este situat stadionul acesta. Este fostul stadion Letea, nu? Din Bacău, de lângă fosta fabrică de hârtie, nu? Letea. Să urmărim acest corner al gazdelor. Altul scurt. O fi au de poartă. Dăscăliții, fundașul central al gazdelor are luat acolo defectos. Stau foarte sus atacanții. Da, da, pressing gazdelor avansat ca nu ne lasă să ieșim. S-a uitat un pic, a fost etapă de Champions League în la mijlocul săptămânii și mai ales după un meci ca City Bayern sau ce meci a mai fost, Real Madrid cu Chelsea, nu? Mai înveți ceva și uitându-te la televizor. Să spunem că vremea este foarte bună pentru fotbal. Arată termometrul 20 de grade, nu sunt chiar 20 de grade, se simt cam mai puține, fiindcă bate un pic vântul, dar văd că a apărut și soarele. Gazonul pe jumătate bun, în partea stânga ecranului. Da, nu prea este bună iarba, sunt multe smocuri de iarbă care fac ca mingea să fie greu de controlat. Nu că am jucat noi, am fi foarte tehnici și am jucat mult la firul ierbii, dar vor fi probleme la mingile pe jos, la preluări, la șuturi. Să sperăm că ne vom descurca. Bine că funcționează bricheta Kido din prima. Toate semnele sunt bune pentru acest meci. Nu am spus celelalte meciuri, cred, în play-out. Se mai joacă două meciuri astăzi în play-out. La Vaslui, Rapid Brodoc primește vizita celor de la Csíkszereda 2. Și iar eu care am plecat de la Vaslui, puteam să merg acolo. Da, se spune că suntem adunați ai sucevenii din toate colțurile Moldovei, nu? Da, vine să susțină în foresta. Fiindcă suntem peste tot acasă. Iar la celălalt meci, Skip, la Darabani, Viitorul primește vizita celor de la Știința Miroslava. Vă spuneam, așa mă sfărticeni, stă în această rundă din play-out. Se par cam triste meciurile astea din play-out, pardon. Știu că au și acolo o miză, dar e incertă oricum situația echipelor care retrogradează acolo. De obicei se mai rămâne, chiar dacă termin pe ultimele locuri, dar mai ales dacă nu ești pe ultimele două locuri, joci așa. Mai ales că pe ultimul loc, să zicem, acum este Csíkszereda 2, echipa care ar avea, mă, normal, drept să ne scrie la anul, fiind echipă secundă, așadar. Acolo ne putem aștepta la alte chestii pe la pariuri, dar mă uitam, meciurile din play-out nu scotate. Vai, Kido, sugerez că s-ar face vreun aranjament în fotbalul românesc. Ai văzut-o în presă, de exemplu, chiar săptămâna asta vreun titlu în care s-au dezvăluit niște blaturi? Nu se poate așa ceva. Nu credem că ar fi nici la Liga a treia meciuri aranjate pentru pariuri sau alt fel de aranjamente. Sigur nu sunt. O centrare al Căinare aici. Nu așează mingea pentru Grosu. Mai avem un scor live. Constantin ne spune că la Brodoc, la Brodoc, că este 1-0 pentru gazde cu Miroslava, nu? Nu, cu Csíkszereda 2. Cu Csíkszereda, așa. E derby acolo. Să spunem că sunt vreo 200-300 de spectatori, nu? Da, spunea cineva că sunt puțini, dar sunt mulți aici pe partea noastră. Cei pe care îi vedeți sunt la
tribuna mai mică. Aici sunt câțiva oameni. La tribuna de la care filmăm noi. E rezonabil numărul lor. Pentru meci de Liga a 3-a și mai ales pentru vinerea mare, nu? Fiindcă cei pe care îi vedem aici sunt cei care au scăpat de neveste, de la făcut curat și de la bătut covare și de la spălat geamuri. Aceștia sunt eroi dintre noi, cei ce au reușit să fugă de acasă astăzi. Sunt câțiva oameni. La tribuna de la care filmăm noi. E rezonabil numărul lor. Pentru meci de Liga a 3-a și mai ales pentru vinerea mare, nu? Fiindcă cei pe care îi vedem aici sunt cei care au scăpat de neveste. Dar aici, din carul de transmisiuni, suntem mândri de această opțiune pe care... Dintr-o livadă suntem. Da. Suntem ca în piesa lui Cehov, nu în livada cu vișini. Dar sperăm să nu fie o piesă de teatru și meciul acesta și să vedem fotbal adevărat, spectaculos, cu goluri și restul ingredientelor. Cana a respins acolo, Ștefan a revenit după o săptămână de pauză de la antrenamente. A intrat direct titular, alături de Botei, cuplu de fundași central pe care l-am avut și în meciul de la Rădăuți. Da, care din păcate nu a fost cel mai fericit, dar să uităm meciul de la Rădăuți. Nu știu, Kido, poate știi tu de accidentările lui Macongo și ale lui Cimbru, cât de grave sunt. Nu știu exact. Ai auzit ceva din de la club? Sperăm să se întoarcă repede ambii, fiindcă sunt foarte importanți pentru echipă, doi titulari incontestabili. Da, de ce știu, ei sunt prezenți la meci. I-am văzut venind împreună cu președintele Consiliului de Administrație. Zice Constantin, câteva secunde am vorbit în reloare și eu. Asta-i faza cu reloarele, nu? Vorbesc și eu în reloare, nu? Da, nu știu. Vedem. Da, e bine că putem transmite totuși pentru voi. Și puteți vedea și cei care sunteți plecați sau nu ați putut ajunge până la Bacău astăzi, să vedeți meciul. Și sperăm că o să vedeți și o să vedem împreună o victorie a Ferestei. O victorie care, zic eu, ar confirma Ferestei statutul de lider incontestabil al acestei serii și ar face-o mai liniștită, zic eu, să se pregătească pentru barajul ce urmează. Să spunem că Foresta are 3 deplasări la rând. După Bacău merge la Piatra Neamț, iar apoi la Rădăuți. Da. Are timp și gazonul de pe aren să se refac. Da, că nu intră iar băieții de la domeniul public. Da, să intre iar cu tractoracele lor. Poate joacă, fac liniuța noaptea cu tractoracele pe acolo și iar îl distrug. Să sperăm că nu o să se întâmple asta. Da, să mai zicem că pentru cei care nu știu că acest play-off se joacă, după cum v-am spus, pentru accederea în Liga a doua, primele două echipe din play-off-ul seriei întâi joacă baraj cu primele două echipe din play-off-ul seriei a doua, care în acest moment sunt CSM Râmnicu Sărat și Metalul Buzău, la o distanță de vreo 3 puncte, cred. Nu? Da, și Braneștea. Pe 5 puncte, cred. Da, și Braneștea la 4 puncte de Metalul Buzău. Da, acolo sunt un pic mai clare pozițiile. Nu cred că mai poate scăpa Râmnicu Sărat o accedere cel puțin la baraj. Și rămâne de văzut a doua echipă, dar cel mai probabil va fi Metalul Buzău.
Așadar, Foresta, prima manșă, ori cu râmnicul sărat, ori cu metalul Buzău, dacă nu se întâmplă nicio catastrofă până atunci. Ne salută și Scheller, te salutăm și noi. Mihai London zice că bate Foresta cu 2-1, goluri Cica și unul dintre fundași. Aș vrea să-l văd pe Cica, că își aduce aminte. Marian Ilie la marginea carelei recuperează o minge. Ce greșeală a făcut acolo, i-a pus mingea pe tavă în jucător al Bacăului și Marian Ilie, destul de lent, nu a reușit să găsească o pasă bună. A fost Foresta cu 2-1, goluri Cica și... Codă va executa sau Căinari. E sigur că nu e Căinari. E Căinari, da. Căinari bate de acolo, el e stăpân pe Fanion, stăpânul Fanionului. Centrare destul de lungă, dar nu se întâlnește niciun jucător al Forestei cu mingea. Recuperează Cica, încearcă să centreze și un nou corner. Dani abia așteaptă o ocazie să dea o reluare aici, așteaptă un gol marcat de Foresta. A, reluarea o ia cu tot cu sunet, nu? Asta vreau să spui? Da, mai avem de... Știi cum, când ai și de-aia nu-i bună, când mai ai ceva în plus, tot nu-i bun. Nu. Așa suntem noi românii, veșnic nemulțumiți. Lasă că e bine așa să mă aud în reluare și eu. Doar să avem la ce da reluare, la goluri, mai exact. E un trenuleț acolo făcut de jucătorii Forestei. Marian Ilie a renunțat să mai fie locomotiva. Și-a dat seama că nu e o poziție tocmai bună, locomotiva la trenuleț. Da, să urmărim această fază. Un fel de dans în pinguinilor, nu? Exact. Dans în pinguinilor. Da. Nu știu dacă știe Cica, de exemplu, de dansul pinguinului. Nu știu dacă l-au luat băieții pe la chirmizi de astea. Filip e acolo după tufa aceea. Bate bine. Mare ocazie, cană. Cât pe ce să iasă? Reia, da, reia bine, cană. Nu știu dacă știe Cica, de exemplu, de dansul pinguinului. Dacă l-au luat băieții pe la chirmizi de astea. Filip e acolo după tufa aceea. Bate bine. Certific faptul că angajații au destul internet, doar că nu-l folosesc corespunzător. Sunt unele site-uri de streaming care consumă, pe care dacă le folosești intens, îți consumă foarte repede datele, așa că Marius nu e vina firmei. Da, ne zice Platon că după meciurile din Champions League, da, într-adevăr, e cam ustură ochii un pic așa când te uiți la... Dar ăsta e fotbalul nostru, ținem și noi cu ce avem și urmărim la fel ce avem. Are și ăsta frumusețea lui, unde mai sare mingea așa când dai o pasă de 2 metri la echipierul de lângă tine. Corban aici în banda stângă, pe centrare la colțul lung. Grosu comunică și trimite simplu în corner. Andrei ne întreabă, voi vorbiți în reloare sau sunteți beți? Da. Răspunsul este da. Pe asta este definiția reluării, știi? Adică în reloare e evident că vorbim în reloare, nu? Se urmă. Mai avem opțiunea să nu mai dăm reluare, dar nu cred că... Deschidere de scor. 1-0 pentru CSM Bacău. Alexandru Zaharia
În minutul 23 a fost o minge deviată acolo de un corner. O minge prelungită de primul jucător și a ajuns în fața porții goale. Practic a fost o... Mai avem opțiunea să nu mai dăm. Nu cred că... Deschideri de scor. 1-0 pentru... 1-0 pentru Gazde din minutul 23. Un pic neanunțat așa golul Bacăului, dar... Da, nu l-a anunțat nimeni pe Niga că e de gol. Puțin norocos. Speram pentru o clipă să fi fost offside, dar nu... Nu prea avea cum să fie offside, că era un om la bar în foreste. Dinu deja a pierdut pronosticul lui. Haria. Mizați pe un 1-0 pentru Foresta. 9. Numărul 9, da, nu? Da, numărul 9. Așa că Foresta are de muncit în primul rând pentru egalare. Grosu către Filip, combinație cu Căinari. În continuare Filip ține de minge, Căinari în centru. Nu îi pasează lui Marian Ilie. Or fi certați. Nițu spre Marian Ilie nu reușește să oprească mingea și va fi protejată de fundașul dreapta Băcăuan, al de poartă. Cam scăzut entuziasmul din tribuna Băcăoană. Bănuiesc că ei știu culoarea favoriților, nu? Și că au dat gol. Da, s-au animat câțiva fani. Par supărați așa, nu văd niciun entuziasm. Poate au mai pățit ei, dacă ne aducem aminte de meciul trecut. Nu au jucat în deplasare cei drept la Piatra Neamț. Bacăul scapă acolo Corban. Intervine Grosu decisiv. Bine, Grosu a ieșit hazardat Toma Niga și a fost depășit ușor. Dar a blocat bine Grosu și a oprit practic al doilea. Nu a jucat în deplasare cei drept la Piatra Neamț. Bacăul scapă acolo Corban. Intervine Grosu. În final, un foul destul de dur făcut de Cica. Mihai și-a schimbat deja pronosticul, zice 3-1 pentru Foresta. Dacă mai dă un gol Bacăul, o să ți-l schimb din nou. A început, cred că, să se citească Evanghelia. Și noi ne uităm la fotbal. Este vinerea patimilor astăzi. Sperăm să nu pătimească prea mult Foresta pe acest teren. Filip protejat acolo bine cu corpul, chiar cu o lansare până la Cica. Iau de margine pentru Gazde. Out de poartă, mă scuzați. Scăliți e unul dintre cei mai experimentați jucători și unul dintre favoriții lui Cristi Popovici. Am mai lucrat cei doi aici la Bacău.
mandatele anterioare. Da, fotbal încâlcit la mijlocul terenului, a început să bată un pic și vântul, am văzut la mingea ridicată de Samson, cană se aruncă cam în bazin, dar ratează contactul cu mingea, Nițu către Cica, faulta de un jucător al CSM-ului. Mihai ne spune că mijlocul este absent la noi, e prezenți așa sunt, doar că sper să nu fi postit negru astăzi, că nu-i văd prea, îi văd cam anemici și-i drept. Într-adevăr, nu prea legăm la mijloc. După cum v-am spus, și terenul este destul de greu, nu prea poți combina firul ierbii, dar... Într-adevăr, ar trebui să arătăm mai mult fotbal și să arătăm de ce suntem pe primul loc, totuși. Codău îi se cere de pe margine să le ia la mână. Până urmă, n-au ținut decât un out. Grosi intre cu mingea în centru, toarce până la Marian Ilie, mai departe pentru Nițu. Dezvoltă ca la handball, cum s-ar zice, nu? Centrarea lui Filip. Cât durează o repriză de clopote, de curiozitate, că nu se mai opresc? Codău scoate acolo un fault. Alexandrescu, unul dintre juniorii gazdelor, a faultat. Bate Samson cu stângul, nu lasă pentru Filip, se pare. Samson cu o freză nouă, era să nu-l recunosc la antrenamente. Să nu înțelegeți că m-am antrenat și eu cu ei, dar i-am urmărit când se antrena. Centrează Filip pe 6 metri, reia Marian Ilie peste poartă. Din nou o reluare peste poartă, de această dată Marian Ilie. Două jumătăți de ocazii pentru Foresta. Înțelegeți cum am antrenat. Marian Ilie în centru, liber Filip în stânga, face Marian Ilie o piruietă, minge la Nițu, Filip din nou către Nițu și scoate nimic. Au de poartă, înditează centralul partidei. La Rădăuți în continuare, 1-0 pentru Ceahlăul în partida cu Bucovina Rădăuți. La acest scor, Ceahlăul s-ar apropia la 6 puncte de Foresta Suceava și ar fi la 3 puncte mai sus decât Bucovina Rădăuți și la un punct peste CSM Bacău. Dar mai este mult din cele două meciuri. Să sperăm că o să se schimbe scorurile pe ambele stadioane. Pregătește din nou Samson, aruncă lung, nu prea lung de data asta, aruncă în primul jucător advers, pleacă Băcoane pe contraatac. Corban.
tatonat de grosul. Corban este cel ce a fost și pe la noi, nu? Nu, pe la Dante, prin ajutat. La Dante. Corban? Nu, nu, nu. Nu, altul, nu? Da, e Băcăuan, cred că. Da? Alexandru. Îmi încercam și eu să-mi dau la Dante. La... Mai bine ta, că nu mă pricep. La echipa adversă, mai exact. A fost un Hens, cred, da, este fluieră centralul Valentin Porumbel. Porumbel. Bine că nu... Da. Sperăm să nu zboare, cum zice cineva din public. Rea Niga. Cica sare la cap. Țipă un pic, așa poate îi dă și un foul, dar nu, îl înduplecă pe central. Și un au de margine, bate grosul. Marian Ilie dominat acolo de către un adversar. Un fileu ar mai lipsi acolo și s-ar juca un fotbal tenis de calitate. N-am mai atins mingea gazonul de mult. Mi se pare mai îndrăgită echipa băcăoană, mai solidă fizic, aș putea spune. Foresta parcă cu o viteză în minus, dar așa mi se pare de vreo 3 meciuri, cred, de 4 chiar, de la reluarea meciurilor din acest an. A făcut un singur meci la Cateri. Care? Primul, cu Ceahlău, cred. Da, să zicem. Acel 2-1 la Tarifei, nu? În sezonul regular. Da, regular sau regulat. Cum? Încă nu am aflat noi cum se spune, dar aflăm noi până promovează Foresta. Aude vocea incontestabilă a lui Popovici. Da, acuză o intrare cu talpa asupra lui Buțierski, din partea lui Cica. Se resimte șeptarul gazdelor. Da, Dorin Goian și-a scos între timp toți jucătorii pe banca de rezervă la încălzire. Ce-am avea pe soluție pe faza ofensivă, Nedvai, Martin. Poate Nikita și Muntean. Da. În mod normal să observăm că, să zicem, schimbarea din meciul precedent cu Martin titularizat în detrimentul lui Cica nu prea a dat rezultate și a revenit Dorin Goian la Cica ca vârf împins. Da, o nouă fază fixă pentru Băcăuani, același strat execută, de pe aceeași parte dreaptă. Respinge botezatul bine și prelungește Cica. Vă spuneam că a revenit titular Cica, dar eu personal, cred că am mai zis, aș vrea să-l văd și pe tânărul Muntean, jucând mai mult. Da, Muntean care a marcat golul din la ultimul meci, disputat aici între CSM Bacău și Forest. La acel 1-1 din ultimul meci jucat aici de către Foresta. Cred că a fost ultima etapă, nu? Din 2022? Din 2022, da.
Rare ori vezi un arbitru care cere să bați mai din terenul... Mai în față, nu? Mai din față. Teoretic nu trebuie să bați nici din spate, nici din față. Trebuie să bați de unde a ieșit mingea. O luptă acolo, nu profită Corban. Codău. Cană. A botezat-o. Nițu. Lipsiți de idei galben-verzi. Diagonală pentru Codău. Cred că au idei, dar nu pot să le pun în aplicare. Face mingea lungă. Buterski se respinge botezatul. Da, trebuie să urmărim această fază. Zaharia, autorul singurului gol de până acum, centrează, respinge Cană. Trebuie să schimbe ceva Foresta, Dorin Goian mai exact. Și în jocul de astăzi se vede că ceva nu se leagă, dar și în perspectiva meciilor următoare, fiindcă ar trebui să fim un pic realiști. Ocazia acolo nu a fost offside, nu a ridicat ușierul, a fost o combinație între a Băcăoanelor și a ajuns în poziție de finalizare marcatorul golului, Zaharia, nu? Da. Dar nu, a fost nehotărât și din fericire pentru Foresta nu a găsit un șut care să-l bată pe Niga. Scăpăm cu fața curată și se termină faza, dar ocazie mare în dreptul Băcăoanelor. După cum am început să vă zic, trebuie schimbat ceva, deoarece dacă suntem realiști, trebuie să constatăm că nu putem promova, cel puțin nu vom fi pregătiți de promovare cu așa un joc. Trebuie să ne-l îmbunătățim și așteptăm să vedem o schimbare în bine în jocul Forestei. Știu că nu e ușor ca și suporter sau ca și om de pe margine, ar părea ușor să faci lucrurile mai bine. Știu că nu e ușor, dar trebuie să găsim resursele să arătăm mai bine. Cum e, mă, să te cheme porumbel să te facă bou? Da, bou de porumbel. Da, între timp a deschis și Dorobani scorul în partida de acasă cu Știința Miroslava, e 1-0 pentru Botoșăneni. Dorobani cu Miroslava e... Și un prim cartonaș galben văzut de Cană. Și la Rădăuț ne anunță Ionuț că este 1-1. Dar nu știu cât delay am avut în... Da, într-adevăr, în confirmă. Anunțarea scorului, dar... Egalează gazdele. Egalează Bucovina prin Stoian, minutul 43. Așadar 1-1 între Bucovina și Ceahlău Piatra Neamț, cu două minute înainte de finalul primei reprize. Da, bănuiesc că este tare meciul de acolo. Nu prea sunt prieteni cele două echipe, nu? Prea mai există prietenii pe aici. Nu mai există? Zici tu, Chido, că nu ar mai fi prietenii în seria asta noastră? Dacă zici tu, așa să fie. Știu că
săptămâna patimilor și nu-ți permit să spui minciuni, că nu, că mai spovedește preotul. Pregătește o centrare. Strat, executantul gazdelor de faze fixe. Cană pe sub minge. Și același, nu știu cine este, Kido, tu știi mai bine jucătorii adversi. I-am învățat acum pe parcurs. Păi, ce ai de făcut altceva? Da, ne zice și Scheller că nu prea se mai leagă jocul Forestei. Așa este, așa cred și eu, că suntem într-o scădere de formă. Dar să nu dramatizăm până la urmă și să nu fim negativiști. Contează îndeplinirea obiectivului, și anume promovarea. Dacă se va întâmpla asta, nu cred că va fi cineva supărat că nu a arătat Foresta mare calitate în joc și nu a avut 10 ocazii pe meci și 3 goluri marcate. Să ajungem noi acolo să promovăm și toate vor fi uitate și aceste evoluții modeste. Da, Samson dă cu stângul în dreptul, dar cred că a fost faultat, de asta a luptat. Hai, ne spune că e greu cu burta goală. Nu cred că sunt așa în urmă cu salariile jucătorii Forestei. Din ce știm noi, i-au primit salariile pe ianuarie, nu? Știu că sună ciudat, dar așa e în fotbal. Sunt care nu-și iau de jumătate de an. Știu că la orice serviciu normal ții de... Primise de la primărie săptămâna trecută, în jur de luna curentă, 900 de mii de lei acum. Da. De ce măsură au ajuns banii și la jucători? Ok, nu sunt bani foarte mulți aceștia, dar nu este chiar proastă situația financiară de la Foresta. Asta e clar. Sunt alte echipe, inclusiv Ceahlău, nu? Care au probleme mult mai mari cu banii. Eu personal, adică din ce știm noi, peste oarecum liniște în privința acestui aspect la Foresta, mai exact la bani, cu salarii, să zicem. Da, eu va fi o minută de prelungire a acestei prime reprize. Ultima șansă pentru Foresta, măcar se apropie de poarta gazdelor. N-a făcut-o decât pe la fazele fixe, a fost două. Da, prin două oreluri cu capul, dar au fost jumătăți de ocazii, nu... Nu a construit Foresta nicio fază clară de gol. Un joc plat, fără imaginație și presărat cu astfel de greșeli cauzate, cei drept, și de calitatea proastă a gazonului, dar poate și de calitatea jucătorilor. Mamă, ce a țipat jucătorul acolo, eu s-au ferit toți de frică, venea lansat. Anton zice, la cum joacă nu prea merge să promoveze, Bacău nu are stadion. Dar să ne oprim cu comentariile. Așadar, s-a încheiat prima repriză, 1-0 pentru gazde, pentru CSM Bacău. Revenim după pauză. Da, nu știu că Nica.
We'll be right back.
acest un fapt pozitiv. Dar nu... Da. Haide să zicem toți. Hai, Bacău! Am revenit cu a doua repriză a meciului CSM Bacău Foresta Suceava. Am întâmpinat niște probleme tehnice. Sperăm că s-au rezolvat și că ne vedeți și ne auziți bine. Ne scrieți acolo pe cea dacă nu. Da, Foresta a început repriza a doua cu un dezavantaj de un gol. Gol marcat de Zaharie, a minutul 21 și cu în al doilea cartonaș galben încasat în minutul 46 de către Samson. Nici o schimbare în echipa suceveană în cele 15 minute de pauză. Putem să vă spunem și cele două echipe, nici la Bacău nu cred că a fost vreo schimbare. Vă zicem echipa Forestei. Foresta împartă cu Niga, pe linia de fund Grosu, Cană, Botezatu și Nițu. La mijloc Samson, Ilie, Filip, Codău și Căinari și în atac Cica. Rezerve cu Ciureanu, Tănase, Martin, Hagiu, Ionescu, Nechita, Untean, David și Ned Bai. De partea cealaltă, gazdele de la CSM Bacău au început cu Cross în partea de Scăliței, Strat, Ursu, Alexandrescu, a Sofiei, a Eroaie, Sahru, Corban, Zaharia și Puțerchi. Pe banca de rezervă, Câmpianu, Antac, Mocanu, Cosma, Săvoaia, Priboi, Șchiopu, Popa și Horvat. Poți să ne zici și arbitrii, Chido, ca să îi mai menționăm și pe ei. Da, la centru, Valentin Porumbel din Oltenița a ajutat la cele două margini de bucureștenii Mihăiță Necula și Alexandru Murariu. În celălalt meci din play-off, din etapa a treia a play-off-ului, Bucovina Rădăuz și Ceahlău Piatra Neamț se aflau la egalitate la pauză, scorul 1-1. Scapă Codău acolo. Codău în partea dreaptă, pătrunde aproape din linia de fund. Nu ajunge pasa la Cica. A fost o pasă moale dată de Codău. Bate repede Samson până la Grosu. Centrează Grosu, nu este nimeni unde ajunge mingea și încearcă Băcăoane să plece pe contraatac. Tot Grosu acolo recuperează. Samson un pic ieșit din joc astăzi, am văzut cu multe execuții nereușite. A încercat să plece cu Codău, dar și-a făcut mingea mult prea lungă și se termină o nouă acțiune a Forestei fără niciun rezultat. Un joc extrem de șters al galben-verzel, da, în prima repriză. Fără imaginație, fără tonus până la urmă. Nu am văzut nici măcar să fie bătăioși prea mult jucătorii Forestei. Trebuie mult mai mult pentru a câștiga un meci. În primul rând mai multă determinare și apoi mai multe din chestiile pe care le înveți și le faci la antrenamente. Eu zic că nici ziua asta nu este aleasă prea bine. Parcă, cine știe, poate unii jucători chiar postesc. Sau, nu poți să fii bătăios, fiindcă pe săptămâna în care trebuie să te împaci cu semenii, să te ceri iertare, nu? Să nu vorbești urât, să nu îi lovești, să nu dai cu cotul când sari la cap, nu?
Nu, nu e pusă bine partida, asta zic eu că e, e cauza acestui joc. Am găsit o explicație în stele, nu? Da. N-aș vrea să ajungem pacifiști cum era Dinamo, nu de mult, și să nu batem pe nimeni. Și meciul trecut, bine, meciul trecut cu Rădăuțiu am câștigat cu 1-0, dar în meciul precedent era să luăm bătaie de la Piatra Neamț, am egalat pe final dintr-un penalti. La un moment dat, Foresta era, avea o singură înfrângere și restul o înfrângere un egal și restul doar victorii cu un golaveraj foarte bun. Da, aici un corner gratuit acordat de arbitru în favoarea, da, Forestei. O greșeală taxată din public de către suporterii Bacăului. Să vezi scandal dacă se marchează. Cearcă botezatul la prima bară. Fie pe drept. Marian Ilie, cred că era în offside acolo. Da, și un prim șut pe poartă, primit de Foresta. Da, un așa spus șut pe poartă. Cam foarte bun. Da, aici un corner gratuit. Este pachetul de țigări. Mulți jucători la încălzire și Suceveni și Băcăoani, cred că toți jucătorii Forestei sunt la încălzire, de toți jucătorii care erau pe bancă. Trebuie să schimbe ceva Dorin Goian în atac. După cum vă spuneam, avem pe Robert Martin, pe Muntean, pe Nedbaie, pe Nikita. S-a lăsat un pic răcoare pe stadionul Constantin Anghelache. Sper să nu spun altfel. Hai să-i spunem Letea, că e mai simplu. Letea, nu? Este un stadion nou la Letea veche, nu? În Bacău. Ne întreba cineva și n-am mai apucat să spunem că a venit pauza despre că nu are Bacăul stadion. Ar putea juca pe cel de Aerostar, care îndeplinește condițiile, da, de Liga a doua. Da, aici este... În Bacău mai este o echipă la Liga a doua, la Liga a treia, pardon. Chiar două în plus, și Dinamo Bacău. Da, și Dinamo Bacău, dar Aerostar este în play-off-ul seria a doua. Nu este pe ultimul loc, pe locul 4 din play-off, din ce știu eu. Și sunt cumva rivale cele două echipe, Aerostar și CSM Bacău. Municipalul este... Este în paragină, nu? Din ce știu eu. De ani, de zile. De ani, de când... Pe timpul lui Dumitru Sechelariu. Era Sechelariu, bă, nu? Da, între timp la Rădăuți, Ceahlău au ratat o lovitură la 11 metri. A parat portarul Deanu. Și vorbeam de Dinamo Bacău, conduce pe Voința Lipezis cu 2-0. Fault ușor, zic eu. A căzut Căinari, dar... Se pregătește același Căinari să execute, ia o poziție așa la Cristiano Ronaldo. Centrare, iese bine portarul
Și fault în atac, dictează centralul. Da, îl vedem pe Macon cu spatele forței. Indicația lui Cica, cred că. Da. Păi nu cred că sunt de naționalități diferite. Cica e nigerian, Macombo e camerunez, nu? Da, că în partea aceeași, dar casă din ani zile. Da, da. Au ceva timp jucătorii de culoare din echipa Forestei, de când joacă împreună al doilea sezon. Foresta Suceava. Da, al doilea sezon întreg, calendaristic, de prin 2021. Au fost mai mulți la început, au fost vreo 5, au rămas 3, cred. Da, Atuba, nu știu unde e plecat. Da. Și încă unul a ajuns pe la Unirea Alba Iulia, Olo Vaseum. Da, Olo Vaseum. Da, Andrei Galați, știu ce vrei să spui, dar nu putem să reproducem. Niga este ca ocazia, dacă tot insiști să-ți răspundem. Da, au început să se ascundă mingele pe aici. Pe marginea terenului. Da, cam de vreme pentru ascunsul mingilor. Le face treasure hunt cu ouă. Așa le ascund mingile și le caută ca pe ouăle de Paște. Da, o întrerupere a partidei de un jucător al Bacăului, i-a rămas căzut în propriul careu. E destul de greu și de comentat un astfel de meci în care se întâmplă ceva odată la 7 minute și acela este maxim un out sau un foul. Puțin fotbal, dar după cum vă spuneam, este vinerea seacă. Are atât de multe nume vinerea asta că pot să găsești mai multe motive pentru care Foresta nu joacă fotbal astăzi. Gianni Ungheanu ne salută, te salutăm și noi, ne întreabă cât este la Rădăuț cu Piatra, era 1-1. 1-1 cu un penalti ratat de Ceahlău în repriza secundă. Nu cred că o să se termine egal acolo, fiindcă ambele echipe au nevoie de victorie. Nu cred că este Ceahlăul mulțumită cu un egal. Cred că o să joace toate meciurile la victorie, așa ar trebui să joace toate echipele, zic eu, deja aici în play-off. Dar vedem, abia este etapa a treia, după cum vă spuneam la începutul transmisiunii, și mai sunt în afară de asta 6 partide. Foresta urmează să joace încă 2 meciuri în deplasare, unul la Ceahlăul, Piatra Neamț și unul la Rădăuț. Și apoi... Mă, normal, cu Bacăul pe aren. Cu Bacăul pe aren. Cană îi dă o minge direct în out, încercând să-i paseze lui Grosu și cere scuze pentru această pasă. Da, ciudat sistemul, în play-off se joacă 3 meciuri, cu fiecare echipă joacă 3 meciuri cu fiecare dintre celelalte 3 echipe, mai multe la rând acasă, la fel la rând în deplasare, a tras la sorți Burleanu, cred,
cu Slap a asistat, nu știu, Ionuț Moștean. Da, nu mai înțeleg. Da, de a ieșit balamucul ăsta. Da, și se pregătește să intre Muntean la Foresta. Bă, noi încă în locul lui Cica. Nu, a ieșit altcineva acolo. A ieșit deja. A ieșit Codău. Și bănuiesc că o să joace Cica un pic mai retras în locul lui Codău și Muntean să rămână cel mai avansat jucător al Forestei. Așa, este Cica și ia rolul de aripă dreaptă. Gianni Ungheanu ne spune egal să se termine. Da, bănuiesc că ții cu Bacăul. E normal să vrei să se termine egal acolo. Noi în calitate de suporteri ai Forestei nu știm ce ne dorim, sincer. Da, am dorit să bată Rădăuțe, bănuiesc. Da, între timp Bucovina a avut o rotare mare la poarta Ceahlăului. Ungurean a trimis cu capul în bară. Mingea, nu? Mingea, da. Fault în atac. Da, ați urmărit o reluare spectaculoasă. Da, prea liniște mi se pare mie aici pe stadionul din Bacău. Era în careu portarul băcăuan și ocazia Forestei, Muntean s-a bulbuit portarul Bacăului și Muntean a ajuns să șuteze la poartă, dar imediat pleacă Bacăul pe contraatac și este oprit jucătorul numărul 7 al gazdelor de către șeptarul nostru, Marian Ilie. Și până la urmă este lovitură liberă pentru CSM Bacău. După ce a faultat, a fost și el lovit, Marian Ilie, și a rămas întins pe gazon. Așadar, ați văzut o ocazie a Forestei. Portarul Bacăului a fost ezitant, a răspuns cu capul inițial o minge care era deja în careu, putea să o prindă în mână, după a răspuns cu pumnul, mingea a ajuns la Muntean, dar nu a găsit un șut bun cu care să egalăm scorul de pe tabelă, așa că acesta rămâne în continuare 1-0 pentru gazde, care execută o lovitură liberă de pe partea dreaptă, lungă până în brațele lui Niga, care o scapă și el. A arătat că și el poate, nu doar portarul gazdelor. Pleacă repede Foresta pe contraatac, mingea către Samson. În stânga, liber Filip, nu-l vede și Cica, nu era liber complet. Filip, Cica se întoarce și șutează, dar moale și pe lângă poartă. Când se pregătește o nouă schimbare la Foresta, Dorin Goian aruncă, bagă toată artileria pe care o are pe bancă. Căinari și avem 3 jucători de atac. Cred că e prima dată când îi vedem pe toți jucătorii de atac ai Forestei, Cica, Martin și Muntean în aceeași echipă. Așadar, nu-ți dă seama și Dorin Goian că nu prea mai are ce pierde și trebuie să dăm totul să scoatem un rezultat pozitiv din această întâlnire. Da, nu știu Chido, dacă ar fi să spui următoarea schimbare, care ar fi? Doar o singură variantă. Mai văd să iasă Filip, să intre Nedbai, dar
nici Nedbai nu a arătat în ultima vreme că este într-o formă foarte bună. No, e posibil să iasă unul din Samson, de exemplu. A, să mizeze totul la urmă pe totul sau nimic. Cum se spune, mai stă un pic pe jos marcatorul golului Căoan Zaharia. Centralul Porumbel Covoce, pițigăiat, cere echipa medicală în teren. Adică a intrat sticla. Da, adică sticla, sticla cu apă. Țin minte când am în prodigioasa mea și prestigioasa mea carieră de fotbalist, când am jucat prima dată fotbal la Voința Hânțești, aveam 14 ani, în Liga a 5-a, doctorul echipei era veterinarul satului, care pe lângă ustensilele caracteristice unui doctor veterinar avea și nelipsita sticlă de apă. Și când erai pe jos, venea să dea o gură de apă și spunea, hai, te ridicai de frică să nu scoată acele alea cu care lua sânge la vaci. Și nu stătea nimeni mult pe jos, că dacă trecea veterinarul la lucruri serioase, nu era bine pentru tine. Da, încheie această paranteză. Revenim la meci. Cred că se va pierde și ultima minge existentă aici pe stadion. Recuperează Corban acolo. S-a retras un pic CSM Bacău. Ori presează Foresta în căutarea... Ori presăm noi, ori s-a retras, nu? Da, în căutarea egalării. Ei, nu prea mai avem nimic de pierdut. Trebuie să căutăm înscrierea golului egalizator. Nu e bine să ajungă CSM Bacău la... Ar ajunge la 7 puncte din noi. Și cu un alt rezultat în cealaltă partidă decât egal, una dintre eventuala câștigătoare de acolo ar ajunge la 6 puncte. De Foresta... Marius Jureschi încearcă să zică lui să-și bată joc de Dinu, că are Dani care de transmisiuni mai șmecher, ca Dinu să se enerveze să-și ia o tabelă și mai mișto decât a lui Dani. Bine că de comentator nu spuneți nimic. Bine, noi suntem aceiași, de aceeași calitate la fiecare meci. Hazlie faza, o minge aruncată de Miga care lovește în cap pe Corban. Ai văzut, Chido, am spus și eu un jucător direct, fără să mă uit pe foaie, un jucător al gazdelor. Cica pentru Muntean, care vine acolo la primire. Sigur își dorește și el să facem mai mult în acest meci, să marcăm. Și suntem în minutul 70 deja, schimb. Da, deja mai sunt 20 de minute și lucrurile nu arată bine pentru Foresta, care este în căutare egalării încă prin minutul 20.
Mamă, cum sare mingea de pe teren. A avut noroc botezatul, că da, dar am văzut din prima cum a sărit mingea când a vrut să-i paseze lui Nițu. Filip, și bună. Singur Muntean, mare ocazie pentru Foresta, moale tare rea Muntean, găsit foarte bine de Filip cu o centrare, a pus mingea pe cap. Era un gol ca și făcut, nu mai avea timp portalul să reacționeze, dar să urmărim faza Bacăului. Același Corban pe partea stângă a ajuns până la linia de fund și nu a găsit pe nimeni în careu. Parcă s-a mai încins un pic meciul, nu? Mai vedem ceva acțiune, sperăm să nu vedem prea multe acțiuni la poarta apărată de Niga. Da, și Ișlea Foresta atacurile, Cană păsează către Cica, trece vrând nevrând Cica, încearcă ceva acolo la marginea careului, dar e greu pe gazonul de pe Letea de aici să combin cum a vrut Cica și cer sucevenii un hands, un penalti. Nu cred că se poate, dar chiar dacă a lovit mingea mâna jucătorului Băcăua, nu cred că se poate da penalti pentru așa ceva. Ea a sărit de aproape, era mâna într-o poziție firească. Și așa a decis și arbitrul. Între timp mingea a ajuns la Niga, care rea atacul. Cană către Muntean, prea Muntean bine, pierde ușor mingea, apoi. Mai avem un scor live la Brodoc, este 2-1, mai marchează și oaspeții, nu? Era 2-0. 2-0 la pauză. Da, poate ar trebui să joace mai mult în bandă, Cica, poate nu este locul lui chiar acolo unde i-a jucat până acum vârful împins. O încercare de triunghi de pase între Martin și Filip în cele din urmă, nereușită. Și pregătește CSM Bacău două schimbări. Oare intra jucătorul cu numărul 10, Antal, și jucătorul cu numărul 99, Jose Cosma, și va ieși autorul golului, singurului gol, Alexandru Zaharia, și juniorul Răzvan Buțierski, numărul 7. Chido întreabă cineva, știi scorul la Metalul Buzău cu Aerostar? N-am văzut nimic pe grup de la acel meci. Nu avem deocamdată informații. Vă ținem la curent dacă mai aflăm alte scoruri. Ianca, CSM Focșani era 1-2. Focșaniul, o nouă echipă rezolvată de Ionuț Moștean. De Ionuț Moștean, nu știu dacă de el, cât mai mult de aia care l-au angajat pe Moștean, cred. Eu îi văd mai vinovați pe cei ce l-au angajat decât pe Moștean însuși. Cica, tras acolo, Cica, în careu, tras bine de un fundaș al Bacăului, se întoarce și reușește până la urmă să se ia spre poartă.
accidentare la umăr când a căzut. Dacă ne aducem aminte și în sezonul trecut, Cica a fost ultimul meci dinainte de baraj. Nici Macongo, paradoxal. Nici Macongo n-a jucat aici. Nici azi, nici în decembrie. Nu, ziceam din meciul din sezonul trecut, când la Bucecea, într-un meci cu Dante, a suferit o accidentare și atunci ne pregăteam noi de baraj. A jucat până la urmă la baraj, dar având în vedere că jucăm tot la Liga 3, știm cu toții ce s-a întâmplat acolo. Da, ne-a și răspuns. Ne-au și răspuns chiar doi urmăritori. Este 1-0 pentru Aerostar, în meciul menționat adineauri. O surpriză. Da. Da, Metalul Buzău, practic pretendent al al doilea loc, care ar duce la accederea la baraj. A fost și a treia schimbare la CSM Bacău. A intrat Săvoaia. Dacă nu mă înșel, e un jucător, dacă nu-l confund, originar din Fălticeni. Cica în banda dreaptă, încearcă o pătrundere, Samson învăluie, Cica își face mingea și o prelungește. Încearcă o fază a la Messi, dar parcă lipsește ceva din Messi lui Cica. Ceva îi lipsește, nu-mi dau seama ce, dar parcă nu a avut vreo 6 cifre în contract și... și tot restul. Nici măcar de aceeași culoare noi cu el. Da. Da, ne zice aici un Florin, ne zice că l-am blocat pe Ceanu. N-am blocat pe nimeni, Florin. Stai liniștit. Nu știu ce zici tu acolo. Da, revenim la meci. E în primul rând de pe alt canal de YouTube transmis meciul, nu știu dacă ai fost atent. În fine, reluăm un atac. Samson încearcă pasă către Martin. Se apropie de Cariu. Martin centrează și este corner. A rămas locul liber acolo la Fanion, fiindcă este pe margine, este pe bancă Căinar, dar se duce până la urmă Filip să bată el. Următorul executant de cornere după Cornel Căinar. 6 jucători ai Forestei în careul advers, centrare, bună centrare, ajunge în careu și Cica, gol! Incredibil gol marcat de Cica din cădere cu o reluare incredibilă acolo, din cădere, de jos, practic, a dat Cica. Să înscrie și înscrie și cu o execuție spectaculoasă care ne mai obișnuise el pe la începutul campionatului. Cert este că Foresta egalează, bine face și sperăm chiar și mai mult din acest meci. Ne spune și cameramanul nostru că e bine așa. Era culmea să fie rău, Dani. Da, și se apropie Mihai London de pronosticul lui că marchează Cica și un fundaș. Da, să știi că ești aproape. Poate să fie și un fundaș al Bacăuanelor. Bravo la toți, așa este, bravo la toți.
Da, și Bacăula a redus un pic din turația motoarelor până se înscrie Foresta și acum se vede în situația în care trebuie să marcheze din nou. Și, deoarece nu prea o ajută acest egal, ei chiar au victorie mai, au nevoie de victorie chiar mai mult decât Foresta, zic eu. Deoarece bătaia pentru locul 2 pare a fi mai mare decât, decât cea pentru primul loc. Da, și ultimele două schimbări făcute de Cristi Popovici, au mai intrat Mocanu și cu... Da, ne spune Keller Nav, a arătat cica ce are din Messi. Să știi că, vezi un pic cum l-a motivat, a făcut ce a trebuit. Cred că mai am niște bomboane de la mine. Da, ok. Dacă le aruncăm pe teren, o să se interpreteze, nu? Da, da, nu, ok, da. Fără de astea. Te-am întrerupt, Chido, cu ceva, cred. Da, au mai fost două schimbări la... Doar că una nu-i trecut pe foaie, că numărul 11 la CSM Bacău. Bănesc că e Priboi, cel cu numărul 81 pe foaie trecut. Ar fi băgat unul din... Poate e pont de vreo contestație, ceva. Dar nu așa, am vrea să câștigăm meciile, bineînțeles. Am vrea să le câștigăm pe teren. O faultă dură asupra lui Samson, care țipă tare, îl auzim și noi de aici. Și un cartonaș galben pentru un jucător al Bacăului, pe care nu vi-l spun din motive obiective. Nu funcționa imprimanta aici la stadionul, da, din Bacău. Da, și Călin ne zice, într-adevăr, întrebarea e ce are Messi din Cica. Bună întrebare. Poate ne spuneți tot voi. Acum, deci acum nu mai sunt mingi. A găsit Samson o minge până la urmă. Filip se pregătește de o centrare. Da, mult mai periculos la jocul aerian la dată cu intrarea lui Martin. Când am intrat în minutul 38 al celei de-a doua reprize, și-a dat vreo 7 minute până la sfârșitul timpului regulamentar. Bate Filip. Direct gol! În poartă. Incredibil gol! Gol direct din lovitură liberă a lui Filip. Un șut foarte bine plasat. O ușoară greșeală de portar, aș zice. Portarul Băcăoan, dar șutul a fost foarte bun și Foresta prea conducerea, 2-1. Bravo, Foresta! Și cred că în ultimele 5 minute Filiu va juca fundaș, nu? Marcatorul golului, ca să iasă pronosticul. Da, 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 da. Considerăm ca să iasă lui Mihai, considerăm că Filip e fundaș, a mai jucat el pe poziția aia, nu mai contează. Gol foarte frumos înscris de Filip și foarte important, după un joc șters și o prestație apatică a Forestei, iată că reușește cum necum să ajungă Foresta la conducerea acestui meci. Două goluri înscrise foarte repede, unul după altul, Cica și apoi Filip în această lovitură liberă direct pe poartă. Un gol cum a dat Ilie Dumitrescu cu Argentina, doar că de la distanță mai mare, dacă tot facem comparații. De ce să nu o facem și pe asta? Foarte important, vă ziceam, acest gol. O aduce pe Foresta în avantaj și îi obligă pe gazdele de astăzi, pe CSM Bacău, să atace. Până acum era un control asupra meciului și acum se văd conduși în decurs de doar câteva minute. Ei sunt cei care aleargă după marcarea unui gol. Se pare că au și o problemă fizică. Cei de la Bacău, este al doilea meci deja.
în care pe final sunt întorci practic de adversari. Da, și la Foresta îmbucurător e că atât cu Ceahlău, acel 1-1, cât și acum. Am... Și o să fie eliminat Samson. Are deja cartonaș galben și pune o talpă pe tibia adversarului. Cartonaș roșu pentru Samson. Protestează un pic acolo micuțul mijlocaș, dar nu pot să zic că nu a fost corectă decizia. Am văzut și eu talpa pusă de Samson. Și devine complicat finalul de meci pentru Foresta. Rămasă în 10 oameni, dar îmbucurător e că totuși rezultatul e de partea noastră, 2-1. Cifra 2 de pe tabelă, eu zic că nu e pusă corect. Cred că trebuia răsturnată, dar tot seamănă cu un fel de 2 de elev de la mai care nu prea le are cu școala. Dani ne ajută. E un zet mai degrabă, nu? Da, ne ajută să vedem mai bine tabela. Între timp surprind un pic cei de la Bacău, jucătorii Forestei, un șut la marginea careului, încă un șut și este ratată execuția Bocanului, iese mingea în afară, terenului. Execuție care a trimis vreo 5 spectatori acasă. Da, da. Din... Și Ceahlău înscrie o arădăuță, 2-1 pentru nemțeni. Gol marcat de Mubarak în minutul 90. A dat cum mai rău pentru rădăuțenii, minutul 90. Așadar, Ceahlăul conduce cu 2-1 la rădăuți. Și la aceste scoruri, Ceahlăul, adică Foresta rămâne la distanță de 9 puncte de Ceahlăul, care va fi pe locul 2. Pe locul 3, Bucovina Rădăuți, cu 3 puncte în spatele Ceahlăului și ultima, pe locul 4, Bacău, CSM Bacău. Vă repet la aceste scoruri, o etapă din care marea pierdantă va fi Bucovina Rădăuți, zic eu. O înfrângere acasă cu Ceahlăul, cu o contracandidată, ar atârna greu pentru ei în... calculele pentru accederea la baraj. Să urmărim finalul de meci aici la Bacău, minutul 44 îndată. Foresta ține de minge și asta trebuie să facă pentru acest sfârșit de meci, pentru a asigura cele 3 puncte. După ce a întors în câteva minute rezultatul. Și după cum vă spuneam și în prima repriză, dacă vom câștiga, până la urmă sunt 3 puncte importante și sunt importante din mai multe aspecte. În primul rând, zic că avem nevoie și de încredere și asta ne va ajuta, victoria de astăzi ne va ajuta în continuare. Nu am fi vrut să ajungem într-o pasă proastă, deoarece știm bine că victoriile aduc victorii și înfrângerile la fel înfrângeri. Să sperăm că nu va fi cazul. Muntean pierde ușor acolo. Pune bine piciorul Filip. Filip, din punctul meu de vedere, este omul meciului. Da, a făcut foarte multe risipă de efort. Da, Filip, care a jucat foarte bine în meciurile precedente, din punctul meu de vedere, este cel mai în formă jucător al Forestei de când s-a reluat campionatul anul acesta. Să sperăm că o să țină tot așa și să aducă Forestei puncte cum a fost, nu știu, să marcheze și să sperăm cum vor fi cele 3 puncte de astăzi.
încearcă în minutele de final CSM Bacău să forțeze egalarea. Arbitrul Porumbel arată o aripă întreagă. Minute de prelungire. Da. Arată 5 minute de prelungire. Prinde Niga mingea și o ține ca... ca vreo nou. Da. Ca pinguinul poul. O ține bine acolo. Până la urmă... Da, și o surpriză și la Braniștea, unde Unirea Braniștea conduce. CSM rămâne cu Sărat cu 1-0. Ce se întâmplă acolo în seria a doua? Se apropie Braniștea de locurile... Da, de... știi ce ar fi tragic? Să jucăm un baraj cu Braniștea și să-l pierdem. Doamne ferește! Dar hai să le luăm pe rând, până acolo mai avem mult, chiar și până la baraj mai avem mult. Hai să terminăm meciul ăsta cu victorie. Bacăul presează în continuare. Au trecut aproximativ 2 minute din cele 5 arătate de central. Pătrunde acolo un jucător al Bacăului, Marian Ilie. Să zicem că îl încurcă gazonul. Da, ușor acolo acordat acest fault. Se pun pe jos jucătorii Foreste, evident că trag de timp. Dar scopul scuză mijloacele, se pregătesc două schimbări. Intră și Tănase, Tănase, da, pe care nu l-am mai văzut de mult, de la accidentarea din primăvară, și Sebi Nechita. Sunt primele lui minute pentru Tănase în, da, sezonul de primăvară, cum ziceai. S-a accidentat amical la Aerostar, dacă nu mă înșel. Bine că... Da, la, cred că la Aerostar, da. Cu Aerostar la Roma. Da, uite, mai aveam încă o soluție pe bancă ofensivă. Uitasem de Tănase. Cine? Tănase, uitasem de el. Tănase a mai jucat și fundaș la un moment, da, cred. În fine, este un jucător bun, tânăr și bun. Așteptăm să joace, sperăm să meargă mai bine și să ne ajute în demersul nostru. Este și Marian Ilie, intră Sebi Nechita în locul lui. Marian Ilie obosit, nu s-a văzut prea mult pe teren, dar nici postul lui nu ajută să iasă mult în evidență. Să zicem că a jucat bine. Una dintre ultimele șanse ale Bacăului de a obține egalarea. Da, Arabane 3-1 pentru Gazi în partida cu Miroslava. Centrare în careul Forestei, spinge acolo Tănase, rămâne jos Grosu, asediu la poarta Forestei, dar reține foarte bine Niga. Mai ține un pic de minge, o mai ține în brațe la trecerea timpului. Aradăuț s-a încheiat meciul de azi. Bucovina a pierdut în fața Ceahlăului cu 1-2. După cum vă ziceam, Bucovina Aradăuț marea pierdantă acestei etape și Ceahlăul putem afirma că stă cel mai bine în lupta pentru locul 2. Era să accidenteze, de fapt s-a accidentat Niga acolo. E și greu să rămâi în regulă după pe așa un gazon, dar să urmărim ultima fază, totul sau nimic pentru echipa locală CSM Bacău. Centrare din corner. Depășește tot buchetul de jucători, o recentrare care rămâne, ajunge totuși la un jucător în teren, dar este reluată peste poartă. Scăpăm cu fața curată și după această ocazie și ne apropiem de florul de final al partidei. În continuare 2-1 pentru Foresta, după o revenire surprinzătoare,
după ce a fost condus la pauză cu 1-0 și a revenit prin golurile înscrise de Chica, printr-o execuție de la nivelul gazonului și printr-un gol marcat direct din lovitură liberă de Filip. Degajează Niga. Respinge Botezatu și fluier final. Așadar, Foresta câștigă cu 2-1 în deplasare la PCM Bacău și își păstrează diferența de 9 puncte față de locul 2, rămâne lider incontestabil. Bucovina Rădăuț pierde astăzi acasă cu Cehlăul Piatra Neamț și ajunge pe locul 3. Etapa următoare, Foresta va juca la Piatra Neamț și CSM Bacău... Nu știm unde are cu Bucovina Rădăuț. Cu Bucovina Rădăuț, nu știm unde e. Amândouă au jucat acasă. Concluzii, Chido, ce poți să ne spui? Chido nu vrea să ne spună nimic, o să zic eu. Meciul a fost unul foarte slab în prima repriză. În a doua repriză, după schimbările făcute de Dorin Goian, am reușit cum necum să marcăm două goluri. Ambele frumoase, zic eu, e o victorie de moral și importantă și în clasament. Ne bucură nu prestația neapărat a Forestei, ne bucură în primul rând cele trei puncte, trei puncte de moral, zic eu, în primul rând. Chido, ce poți să ne spui? Nu mai am nimic de comentat. Pare mai supărat decât ar trebui să fie, Chido. Da, vă salutăm de aici din tribună. Ne auzim, sperăm, la următorul meci. Nu știm dacă poate fi transmis și dacă va fi transmis de acolo, de la Piatra Neamț. Vă mulțumim. Ne trebuie viză de Kosovo, acolo nu prea avem aprobare cu filmarea la Piatra Neamț. Uite, pe această cale îi mulțumim și lui Florin Oteliță, reprezentantul gazdelor și cel care se ocupă de transmisia celor la Bacău. Aici n-au fost probleme cu filmatul. Da, vedem în continuare cum se bucură jucătorii Forestei. Așadar, aici încheiem, vă mulțumim tuturor pentru că ne-ați urmărit și ne auzim cu toții la următorul meci al Forestei. Salutare și Paște fericit tuturor! Să fiți tari nouă! Da, să fiți tari nouă! Chido, urările să fie cum a zis Chido. Fie ca! Fie ca! La revedere!